Accident grav pe calea ferată din satul Floreni, raionul Anenei Noi. Doi adulți au decedat, iar doi copii au ajuns la spital cu diverse traume după ce automobilul în care se aflau a fost lovit de o locomotivă fără vagoane. Impactul s-a produs în această după-amiază. Șoferul autoturismului, un bărbat de 44 de ani, a murit pe loc, iar o femeie de peste 70 de ani, care era pasageră, a murit în drum spre spital. Copiii de 3 și respectiv 10 ani au fost preluați de medicii de pe ambulanță și internați la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Potrivit oamenilor legii, vinovat de producerea accidentului s-ar face șoferul automobilului, care nu a respectat regulamentul circulației rutiere. Toate circumstanțele producerii accidentului se stabilesc.